dezvăluiri din sala de judecat. Rudele Obreja, mi s-au cerut denuncuri împotriva lui Udrea, sublinierei a lui Băsescu. Topolicianu a izbucnit în plâns. Rudele Obreja, fost presubliniere-dinte al Federației Române de Box, sublinierei inculpat în dosarul Galabute, a declarat, miercuri, la Cluj, la ultimul termen din dosarul Galabute, ce i s-au cerut denuncuri împotriva Elenei Udrea, sublinierei a lui Traian Băsescu. Judecătorii se vor pronunca definitiv pe 23 mai. Udrea e antipatic azi pentru ce are posubliniere etescum pesi ce a făcut ce a făcut. Asocierea cu ea nu îmi face bine. Ce ar fi fost dacă eu a subliniere fi recunoscut vina? Mai aveam dosar dacă eu spuneam că da, a sublinierea este? Mai eram azi în poveste? Au fost patru modalități prin care mi s-au cerut denuncuri împotriva lui Udrea, sublinierei a lui Băsescu. Mi s-a spus clar, de o pe Udrea sublinierei scapi, a declarat Rudele Obreja, potrivit Mediafax. Regret implicarea mea. Spun ce nu am subliniere tiut nimic despre ce reprezenta suma de bani. Nu am avut elemente care să mă duc la concluzia ce reprezint luare de mit. Am fost absolut convins că Tefan Lungu mi datorează, a spus Tudor Breazu. După ce am pierdut familia, a sublinierea cum era, am aflat ce fata mea va pleca mii de kilometri distant. Când face o prostie, e făcut. Nu puteam să repar. Era imposibil. Tereiam cu frica, cu iluzia faptului ce am reușit, subliniere IT să ajut un prieten, Adrian Gerdean, care a reușit, subliniere IT să mă conving să-i fac un o subliniere tinca cu Elena Udrea, le-a spus judecătorilor Tefan Lungu. Ana Maria Topolicianu, subliniere, i-a susținut, plângând, retragerea apelului, regret că nu mi-am dat demisia. Regret ce am acceptat să primesc ni subliniere te bani pe care nu i-am cerut și pe care i-am dat mai departe. Punct. Nu îmi pare rău ce am spus adevărul. Nu am beneficiat de reducerea pedepsei. Punct. Instant că mi-a dat 3 ani cu suspendar, pe care eu o consider corect. Regret ce m-am abțut de la conduita mea. Regret ce am ascultat ordine care nu erau la locul lor. Nu mai pot da timpul înapoi. Sper ce veci tine cont că mi-am recunoscut vina, sublinierei ce nu am avut nimic de ascuns, a spus Gheorghe Nastasia. Despre acest eveniment sportiv deosebit am aflat prima oară în subliniere din cadrul guvern din ianuarie 2011. Apoi, la solicitarea premierului am mers la minister, am vorbit cu directorul de cabinet să sponsorizme evenimentul respectând condițiile unei sponsorizări. S-a făcut subliniere din cala minister unde directorii au fost chemați,
a spus în fața instanței fostul ministru Ion Ariton. Instanța Supremă a stabilit pronuncarea în dosarul Galabute pentru 23 mai. Sentința pe care o vor dispune magistrații va fi una definitiv. Unul dintre avocații Elenei Udrea, Veroniele Redulescu, a cerut, miercuri, la ultimul termen din dosarul Galabute, eliminarea probelor obținute cu ajutorul SRI, menționând că acestea sunt nelegale. Apretorul a solicitat rejudecarea dosarului. Am primit ieri răspunsul pe care l-a formulat DNA în lectura cu activiștile de subliniere urate împreună cu SRI. Referitor la ce a învederat DNA privitor la faptul ce a beneficiat de sprijin de la SRI, apreciem ce justificarea oferit de organul de urmărire penal pentru a justifica administrarea probelor nu poate fi primit. Prevederile la care fac referire autorii excepției au atribuții exclusiv în domeniul siguranței naționale, neavând atribuții de cercetare penal. Conform deciziei CCR, probele organelor de urmărire penal sunt nelegale. Probele obținute în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal. Soluția juridică reglementată de curte e obligatoriu a fi luat în considerare în această cauză. Soluția e retrimiterea cauzei la instanța de fond pentru a se discuta incidența probelor efectuate împreună cu SRI, a spus, în sala de judecat, avocatul Veroniele Redulescu. N-a răspuns solicitării instanței supreme referitoare la implicarea SRI în dosarul Galabute, menționând ce, pe parcursul urmăririi penale, a cerut SRI sprijin pentru punerea în executare a mandatelor de supraveghere, o expertiză sublinierei de clasificare a unor interceptări pe mandate de siguranț național. Dosarul Galabute, Elena Udrea a fost condamnat, în prim instanț, în martie 2017, la sublinierea sa ani de închisoare pentru mai multe fapte. În acela sublinierei dosar, fostul consilier al Elenei Udrea, Ștefan Lungu, a fost condamnat la una în sublinierei sublinierea se luni de închisoare cu suspendare, iar fostul director al Companiei Naționale de Investiții, Ana Maria Topoliceanu, a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Tudor Breazu a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare pentru complicitate la luare de mită, Drago subliniere Botoroar la 2 ani sublinierei sublinierea se luni de închisoare cu suspendare, în timp ce fostul secretar general în MDRT, Gheorghe Năstasia, a fost condamnat la 4 ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită. Fostul presubliniere-dinte al Federației Române de Box, Rude Lobreja, a fost condamnat de instanța supremă la 4 ani de închisoare pentru complicitate la luare de mită, 5 ani de închisoare pentru evaziune fiscală sublinierei 3 ani pentru încă o infracțiune de evaziune fiscală, instanța contopind pedepsele sublinierei dispunând o pedeapsă de 5 ani de închisoare cu executare. Pe de altă parte, fostul ministru Ion Ariton a fost achitat pentru infracțiunile de participație improprie la abuz în serviciu sublinierei folosirea influenței.
miercuri, la ultimul termen din dosarul Galabute, procurorul de caz a cerut instanței pedepse majorate sublinierei condamnare cu executare pentru cei care au primit pedepse cu suspendare pe fond. Elena Udrea a fost condamnat, în prim instanț, la 6 ani de închisoare.